Bună ziua! Aceasta este o scurtă prezentare a modului cum se creează uh, o campanie publicitară care va uh, transmite mesaje de ofertă pe aplicația care se numește Discount Locator, care insta este instalată pe telefoanele smart ale consumatorilor. Uh, ea este pe Google Play, App Store și pe Windows. Este total gratis descărcarea acestei aplicații și utilizarea ei. Uh, pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați site-ul nostru de www.discountliniuțălocator.com uh, pentru a vedea și a înțelege mai bine cum funcționează aplicația Discount Locator. Acesta ar fi ecranul principal de pe un telefon smart, iar în zona de prezență, aplicația detectează magazinele care au oferte disponibile. Consumatorul poate alege oricare dintre magazinele cu oferte din zonă și poate vedea ofertele din magazinul respectiv, în plus, poate vedea detalii pentru fiecare ofertă, iar aceste oferte sunt cele care sunt create de agentul publicitar, de dumneavoastră, pe cealaltă parte a platformei noastre, care se cheamă Location Driven Advertising. Deci, pentru Discount Locator, care este pe partea consumatorului, se folosește aplicația Discount Locator, iar pentru partea agentului de publicitate, pentru crearea campaniilor, se folosește locationdrivenadvertising.com. Uh, pentru crearea campaniei, uh, care acesta este rezultatul pe un telefon mobil, se merge pe website-ul nostru www.location-driven-advertising.com Aici aveți o multitudine de informații despre platformă, despre uh, uh, datele importante în programul de lansare, despre concept, despre ghid uh, de utilizare, despre prețuri, acoperirea, termenii și condițiile precum și informații de, de contact, e-mail și numele de telefon pentru uh, suport tehnic și pentru mai multe informații. Pentru crearea aplicației intrăm în uh, zona de login, apăsăm butonul de login uh, și obținem primul ecran, care este ecranul de login. De aici se alege și limba care se dorește a fi folosită. Aplicația o lansăm pentru Regatul Unit și pentru România în același timp. Deci sunt două limbi disponibile pentru aplicație. Ne extindem rapid și vom acoperi Europa și Statele Unite foarte rapid. Deci aleg limba română pentru că acest video este în limba română. Trebuie să am un cont deja creat, dacă nu am cont îl creez în uh, trei pași foarte simpli în care trebuie să intru informații necesare pentru a uh, rula o campanie. Uh, vă reamintim că utilizarea și plasarea de campanii este total gratuită până la 1 decembrie 2017. Bun, presupunând că am uh, deja un con creat, voi uh, intra în aplicație. Uh, și primul ecran care mi se oferă este ecranul în care este istoricul de comunicare între uh, mine agent și uh, platforma de location driven advertising, în special sunt mesajele care îmi a, descriu statusul campaniilor pe care le am creat. În plus tot pe pagina asta am a, din nou legături pentru informații suplimentare, pentru termeni și condiții, contact suport, ghid de folosire, prețuri, acoperire a, și direct din sistem lista de prețuri și rețeaua de acoperire. A, pentru a crea o campanie mergem uh, la următorul ecran important care se cheamă Campaniile mele, în care voi avea o listă cu toate campaniile pe care uh, le-am creat și uh, unde pot să vizualizez stadiul în care sunt, da? deci în transmisie inițiată, activă și așa mai departe. Uh, am informațiile prin care eu pot să-mi identific campania de asemenea, data de început, data de sfârșit și, totodată, aici, în acest uh, ecran, eu pot să uh, fac diverse acțiuni referitoare la campania aleasă. Pot să uh, uh, vizualizez sau să descarc factura, pot să suspend o campanie care este în transmisie uh, dacă fac clic pe butonul de suspendă, ea se oprește într-o oră, deci ofertele nu se mai transmit. Este absolut decizia mea. Pot să clonez campania pentru a-mi ușura munca, eu pot să refolosesc datele campaniei pentru a o retransmite în alte zone geografice sau în altă perioadă de timp. De asemenea, pot să văd pur și simplu campania. Și o secțiune foarte importantă este cea de rapoarte, care sunt rapoarte live, în care pot să văd uh, live exact câți consumatori au uh, vizualizat și au primit oferta mea. Bun, fără să mai uh, pierdem timpul, vom crea o nouă campanie, începem asta prin... Uh, apăsarea butonului de creează o nouă campanie, care mă duce la acest wizard, care mă trece prin cei trei pași mari de crearea unei campanii. Primul pas este acela de a defini campania. Atât mesajul, cât și datele pe care le am uh, pentru a recunoaște această campanie. Pasul 2 este de a determina zona geografică și tipul și rețelele de magazine în care vreau să transmit această ofertă, iar ultimul pas, pasul 3, este cel de a defini perioada de timp și orele în care vreau să transmit această, această ofertă. Vom presupune că vom crea o campanie pentru, să spunem, lumânări. Este ales absolut aleator. Um, și vom defini campania. Aceste date din partea stânga a ecranului sunt date pe care numai agentul publicitar le poate vedea și care sunt datele prin care el își poate identifica o campanie. De asemenea, sus, aici, în colț, în momentul când am apăsat butonul creat, se dă o un număr al campaniei care îl va ajuta să identific uh, mesaje, notificări sau să rulez rapoarte despre această campanie. Deci acest număr este cel care va fi folosit în comunicațiile ulterioare. Am să denumesc campania Demo, Așa? Deci am zis că fac această campanie pentru, să spunem, pentru uh, uh, niște lumânări pe care vreau să le ofer la reducere 25% în uh, rețelele de magazine Mega Image din Muntenia, de exemplu. De asemenea pot să creez campanie în United Kingdom dacă am produse acolo. În descrierea campaniei am să pun mai multe informații care să mă ajute să recunosc această campanie, deci uh... și după care am să aleg data de început, care poate fi astăzi, sau o dată în viitor, uh, data de sfârșit, uh, care poate din nou să fie o dată în viitor. Uh, vreau să rulez această campanie până la 31 martie, de exemplu, după care trebuie să selectez categoria de produs. Este foarte important această categorie de produs pentru că consumatorul pe telefonul lui are posibilitatea să selecteze categoriile de produse pentru care să primească oferte. Deci, ce selectez aici se va potrivi cu ce are consumatorul. Și am să selectez casă și grădină. Uh, uh, am, curățenie, de exemplu. Uh, și cam atât. Deci am ales aceste două tipuri de categorii de produse. Acestea deci fiind uh, aceste elemente fiind intrate în sistem, uh, partea care ține de recunoașterea campaniei de către mine, agentul de publicitate este încheiată. Urmează să trec la partea din dreapta a ecranului în care definez mesajul care va fi văzut de către consumatori prin aplicația Discount Locator. Această aplicație este, are posibilitatea de a folosi diverse limbi în sensul în care limbile pe care le selectez aici vor fi limbile în care vor fi uh, arătate mesajele pe telefonul consumatorului în funcție de limba aleasă de consumator pentru setarea telefonului. Uh, această demonstrație fiind pentru românia, am să aleg, în primul rând, limba română. Am să pun aici uh, mesajul care l-am creat înainte. Uh, am să folosesc uh, uh, pentru conținutul mesajului care poate să conțină până la 500 de caractere, deci mai mult decât suficient pentru o descriere adecvată a ofertei. Uh, am să folosesc uh, un text din Wikipedia. Uh, Deci acesta va fi conținutul mesajului uh, meu. Cum spuneam, uh, utilizatorii din România care au telefonul setat în limba română vor vedea mesajul în limba română. Uh, după care uh, pot în conținutul mesajului să am un link uh, uh, care poate să conducă către detalii despre produs, către coduri de bare sau către vouchere pe care vrei să le folosiți în campania dumneavoastră. Pentru punerea linkului va trebui să șterg ce apare ca default tot pentru ușurare am să folosesc Wikipedia și am să copiez acest link pe care îl voi pune în acest corp al linkului. Ultima parte a mesajului este cea de a pune o imagine a obiectului pe care l-am în ofertă. Uh. Cum spuneam, sunt aceste lumânări pe care vreau să creez o campanie de ofertă. Uh, pot să selectez părți din fotografie sau partea care mă interesează. Uh, și acesta este mesajul meu în limba română. Am să-l salvez, uh, dar în același timp vreau să mai creez o altă limbă pentru utilizatorii din România care au telefonul setat în limba maghiară. Uh, și am să aleg limba maghiară, S o să folosesc pentru asta Google Translate, sper să fie destul de corect. Uh, Am să folosesc Wikipedia în limba maghiară pentru un mesaj. Din nou am să pun linkul, ștergând defaultul, din nou folosesc Wikipedia pentru acest lucru. Și am să pun aceeași poză. Pot să pun poze diferite. Dacă am două poze diferite pentru uh, uh, același mesaj. Salvează! Uh, după cum ați observat, avem acum două mesaje, unul în română, unul în maghiară. Uh, ele pot fi editate da, prin clic acest uh, simbol de editare sau pot fi șterse. Pot fi adăugate alte limbi uh, după cum uh, sunt uh, opțiunile în selectarea limbii de mesaj. Germană, engleză și așa mai departe. Cu acestea am încheiat primul pas, care este definirea campaniei și definirea mesajului, și pot să trec la pasul al doilea, care este cel de a defini locul unde vreau să transmit aceste mesaje. Ați observat că Sus, în partea de sus a ecranului, am tabloul de bord. El îmi arată în permanență totalul, sumarul a ceea ce am constituit în campanie și, de asemenea, valoarea totală a campaniei. Care valoare decide poziția pe care oferta mea o va avea pe telefonul utilizatorului. Adică, cu cât este valoarea mai mare, cu atât. Mesajul meu va apărea în partea superioară a, a ecranului utilizatorului. Deci, vom alege a, întâi zona geografică, am zis că o să facem în Muntenia a, și o să selectăm, a, putem să selectăm toată Muntenia dacă vrem, bineînțeles. Uh, lumânările mele sunt uh, disponibile în Bila și Kaufland, să spunem. Uh, deci, ca atare, voi alege uh, uh, alimente și generale, în care sunt cele care includ uh, aceste rețele. Și am să aleg Bila, am să aleg uh, Kaufland și... Uh, și cam atât. După cum vedeți, aplicația îmi arată ce rețele de magazine sunt disponibile. Am decis pentru acest exercițiu să folosesc Bila și Kaufland și dacă observați, după ce am ales locațiile, să spunem că le-am ales aceste locații, vedeți că tabloul de bord este acum roșu-maro, Asta înseamnă că el are nevoie de un update. Dacă fac click pe butonul de update, se actualizează datele. Și după cum vedeți, mi arată acum câte locații am ales. Pot de exemplu, să văd o locație, să o studiez. Pot de exemplu, să fac click pe ea și să văd această locație, Bila Barbu Văcărescu din București. Pot să fac zoom-in. După cum vedeți, în jurul acestei locații este un, o zonă umbrită. Aceasta este zona în care mesajul se transmite. Asta înseamnă pe o rază de 250 de metri de la punctul care definește locația. Deci în această zonă se va primi oferta pe care am definit-o în primul pas. În plus de asta, pot să chiar vizualizez locul unde se va transmite această ofertă și el este, după cum vedeți, este bila aici, iar magazinul este Asta este parcarea de la Bila. Și după cum vedeți, aici este magazinul Bila cu punctul uh, central în jurul căruia se transmite mesajul. Uh, cu aceasta am definit locul, locațiile unde vreau ca aceste această ofertă să fie transmisă. Trec, acesta a fost pasul 2, trec la următorul pas și ultimul, care este cel în care definesc perioada și de timp și orele în care vreau ca acest mesaj să fie transmis. Pot să aleg ore individuale, după cum vedeți, sau pot să aleg, de exemplu, ora 7 în toată perioada asta în care. Am ales să, să difuzez această campanie sau pot să folosesc tabelul de mai sus care îmi permite să selectez orele premium, care sunt orele de uh, mare vizitare a acestor locații. Uh, el îmi alege prin default uh, orele, dar eu pot să le deselectez orele pe care nu le doresc. De exemplu, nu vreau așa de dimineață, nu vreau nici de la ora 7, deci le scot și scot și ultima oră, ultima oră 23, o deselectez. Din nou vedeți că tabloul de bord este roșu maro, deci înseamnă că trebuie să-l actualizăm. Apăsăm pe butonul de actualizare și aici voi obține valoarea totală a, 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 campaniei mele, numărul de ore și numărul de locații. Deci pentru o campanie pe această rețea de magazine în toată Muntenia, prețul fără TVA este de euro. Vă reamintesc că până la 1 decembrie 2017 a, toate campaniile dumneavoastră sunt gratuite. Deci, acesta a fost ultimul pas. Dacă vreau să închei campania, să o inițializez, apăs ultimul buton de Next, îmi dă posibilitatea să o salvez ca draft, ceea ce înseamnă că pot să revin asupra ei dacă vreau să obțin aprobări sau vreau să o modific, pot să fac asta dacă o salvez ca draft sau pot să o inițiez. momentul când am inițiat-o, ea automat este înghețată, deci nu mai poate fi modificată, pentru că pleacă spre aprobare, pentru că, nu uitați, mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră trebuie să fie conform cu regulamentul din termeni și condiții, regulamentul pentru mesaj, care se află în termeni și condiții. Și ea trebuie aprobată. Aprobarea se face între 30 de minute și o oră maxim, și campania dumneavoastră va fi gata de transmisie. După ce am inițiat campania și ea este în transmisie, bineînțeles că pot să-mi văd rapoarte care mi-arată live ce se întâmplă și câți consumatori au primit sau au vizualizat mesajul meu. și logout vă mulțumim